Bună ziua! Astăzi nu o să vă duc la plimbare. Astăzi vreau să fac un fel de chec cu pere. Bine să zic birne pe germană. Și sper să mă descurc din cauza că nu prea am ce-mi trebuie aici, nici formă pentru chec, nici nu am un mixer cum ar trebui, dar eu sper să mă descurc. La bătrâna îi place să mănânce foarte mult prăjituri și acum ea doarme și când se trezește vreau să o surprind. Și nu pot să spun că nici mie nu-mi place. Merge numai faină. Aici pe terasă vă arăt. Aici pe terasă, cam 2 ore, aici la masă, vin cu bătrâna și o să servim o bucată de chec. Să sperăm că reușesc, cu ajutorul Dumnezeu. Și acum vă arăt ce ingrediente am, o să le pregătesc și încerc să vă filmez așa singur cum pot. Ok. Deci, am 100 de grame de unt, 80% grăsime, 3 ouă, 200 de grame de făină, un zahăr vanilat, 2 vârfuri de cuțit de praf de copt, poate am pus un pic mai mult, 100 de grame de zahăr, 500 de grame de pere și cam atâta. Asta e forma mea în care încerc să o fac. Sper să nu se spargă, că de sticlă am uns-o cu unt și am presărat-o cu făină. Și vă arăt cum fac mai departe. Untul l-am încălzit un pic, fiindcă trebuie să-l batem să devină o spumă. Așa. Oi. Așa, închis ăsta. Trebuie să pun în priză. Așa, acum i-am dat drumul. Trebuie bătut până e așa ca și o cremă. Și după aia trebuie treptat adăugat zahăr. Zahărul și el trebuie să se topească. E foarte aiurea să mă filmez singur, dar încerc să fac ceva fain și încerc să fac pe baba fericită. Și pentru mine e o ocupație, îmi trece timpul mai repede. Numai nu prea îmi place forma asta care am, sincer. Da. Mai trebuie lăsat, adică mai trebuie bătut. Ok, pun un pic pe pauză până s-o bătut cum trebuie. Ok, acum s-o bătut zahărul și pun zahărul vanilat, e un pachet mare de 20 de grame. Mai las să bată și zahărul vanilat un pic, cu care o să pun ouăle. Ok,
și acum spun să pun dreptate ouăle. Le-am pregătit aici așa frumos, să pot și să filmez, să pot și să lucru. Trebuiască să mai iau după margini, dar după ce am băgat ouăle. Acum o să trebuiască să iau după margine un pic unghiul de acolo, de peste tot, că nu-mi place că s-a depus pe, s-a depus pe pereții vasului. Am dat jos după pereții vasului și mai îl bag puțin. Până devine o masă omogenă. Uitați cum arată acum, vedeți? Acum pun făina treptat, să mă o umire. Poate pune și praful de cop. Așa. Deci așa, treptat să pune. Am ritmul ăsta și vă filmez când am pus toată făina. Mai am acum. Așa, am luat un nou strung că se mai amestec, așa încep. Acum să vă arăt o chestie interesantă. Deci o să pun perele înăuntru peste tot, dar deasupra, ca să arate fain, să taie așa o bucată deasupra de împară, cum am tăiat-o pe asta, și să crestează. Vedeți? Am crestat așa, una, două, trei. E crestată. Și atunci aia, când o să fie deasupra la chec, o să se deschide și o să arate foarte fain. Ok, vă arăt, să taie astea și după aia vă arăt. Așa, am tăiat perele, așa bucăți mai mici, mai mari, și o să le dau cu, o să le preserez cu amidol de porumb, ca să nu coboare până jos, știți? Trebuie să închid, că nu pot să și filmez și să preserez. Okay. Așa arată înainte să pun în cuptor. Deci am pus aluatul înăuntru, în formă, am pus perele, care le-am presărat cu amidon, și deasupra, ca ornament, am pus astea patru bucăți de pere și punem la 180 de grade, temperatură fără ventilație, deci căldură fără ventilație. Deci căldură sus și jos, așa se spune că. Ok, și acum îl punem la cuptor pentru 40 de minute. Acum am scos-o din cuptor, așa arată, o las prima dată să răcească vreo jumătate de oră și după aia o scot afară și o să vă tai și să vă arăt. Deci o stai la cuptor, stați să mă uit să văd cât e ceasul,
E33. Ok. O stat cam 80 de minute la 180 de grade. Deci o stat mai mult decât am spus. Nu a fost gata. Am făcut proba cu bețișorul, dar n-am avut bețișor, am făcut cu un pai. Și nu a fost gata, acum e gata. Arată foarte fain. Și sunt foarte curios să văd cum e când îi în farfurie. Ok, vă filmez mai încolo. Așa arată plăcinta noastră. Am pus un pic de zahăr pudră pe ea. Dar n-am avut strecurătoare. Să dau zahăr prin strecurătoare. Și am pus așa cu mâna cum am putut. Ca să fac și o poză. Acum o să tai și o să servesc cu bătrâna. Mă așteaptă afară și foarte nerăbdătoare să primească. Ok, tai și vă arăt cum arată înăuntru. La tronul sfânt de îndurare încenunchez înaintea ta cu laude și mulțumire, Doamne, mă-nchin spre slava ta. Aleluia, aleluia, Doamne, mă-nchin prin al meu cânt. Aleluia, aleluia, ție mă-nchin, Rege preasfânt. Când aspe
Valul mării se ridică peste mine, să cuprindă toată ființa mea. Nu mă las și sus, să întind mâna ta și le mustri, ele tac în fața ta. Să-i retrag în tihna orice munte de s-ar ridica, să-mi ia ta lumina, orice valuri de s-ar înălța și de tine să mă ascundă. Tu zdrobești munții și mustri ape, îmi ești mereu, mereu aproape, mă veghez și la orice pas din noapte. Orice munte de s-ar ridica, să-mi ia ta lumină, orice valuri de s-ar înălța și de tine să mă ascundă.
primește în dar iertarea sa. Cât încă se mai poate, cât încă ai suflare, primește-L pe Iisus în viața ta. E ceasul de îndurare, căci harul este mare, vino ca să nu-ți pierzi mântuirea. Omule, oprește-te, gândește-te la viața ta. Astăzi pocăiește-te, smerește-te înaintea sa. Și blândețe să te oprești în drumul tău murdar și să pășești cu Domnul pe calea sa cea sfântă. De mâna El te duce până în rai. Omule, oprește-te, gândește-te la viața.
Mâine nu e ziua ta, azi e șansa să vii la Iisus. Te primește așa cum ești, de păcat să te căiești, veșnicia cu ești.